Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea exact dacă veți reuși să fiți din nou ca înainte. Această etalare este dedicată în special familiilor și a fost aleasă de voi prin acele sondaje pe care eu le pun din când în când pentru a alege noi teme de etalări. Vom avea trei variante. Prima variantă, copăcelul cu ametist. A doua, cel cu lapis lazuli. Și a treia variantă va fi copăcelul cu cuarț roz. Ok? O să vă rog să alegeți o variantă. Vă voi lăsa câteva momente în liniște, după care voi începe cu varianta numărul 1. Bun. Hai să le pun un pic mai sus, pentru că aici cred că ne vom extinde un pic mai mult. Acolo. Bun. În situația trecută avem așa. Dumneavoastră ați avut o perioadă în care ați fost mai ok cu stima de sine, iubirea de sine, ați fost sigure pe voi. Bine, sau sigur, depinde dacă sunteți bărbați sau femei. Dar, în principiu, persoanele care se uită la această etalare, în momentul în care această situație a fost mai la început, să zic așa, sau, mai bine zis, în trecut, având în vedere faptul că este vorba despre o etalare de familie. În trecut, voi ați fost foarte siguri de voi, v-ați arătat calitățile, dar nu ați făcut-o în mod ostentativ, adică pur și simplu ați arătat cine sunteți voi de fapt. Nu ați căutat să ieșiți neapărat în evidență, ci să aveți rezultate foarte, foarte bune. Și acest lucru v-a reușit. Ați reușit să depășiți foarte multe obstacole, pentru că nu cred că v-a fost ușor. Și ați simțit o legătură destul de apropiată cu o anumită persoană. Această legătură cu anumită persoană, deci, aici există o persoană care se află, nu știu, aici există cel puțin o persoană care a fost într-o situație de trio și a simțit o legătură sufletească cu o persoană ce nu era soț sau iubit oficial și era din jurul acestuia. De asta vă zic, nu, în această situație voi ați fost, la început ați fost stăpân pe voi, v-ați văzut de treabă, ați fost într-o energie foarte ok, în sensul în care voi ați fost foarte ok cu voi, v-ați iubit, ați avut grijă de voi, ați fost cu totul altfel de oameni. În situația, și inclusiv în situația ce s-a început în paralel, ați fost altfel de oameni. Bun.
aici pentru unii poate să fie pur și simplu o conexiune simțită cu cineva, chiar dacă nu s-a întâmplat neapărat mare lucru. Dar pe voi acest lucru v-a dus din a vă simți foarte stăpân pe voi în a vă simți de parcă aveți de-a face cu un copil. Exact așa simțiți acum. Voi știți că vreți o situație serioasă, voi sunteți hotărâți pe ceea ce vreți, dar ceea ce vă produce insecuritate este faptul că această persoană se comportă foarte imatur. Voi vreți să clădiți ceva, această persoană vine și distruge. Încercați de multe ori, sincer, din ce văd cu temperanța, să îndreptați lucrurile între voi, însă nu prea vă dau rezultate așa cum vă doriți. Aici sunt persoane care clar au apelat la anumite ritualuri sau lucrări energetice, cum vreți să le spuneți, dar ceva aici cu siguranță s-a făcut. Nu obișnuiesc să zic des asta, dar o persoană aici a încercat să facă niște chestii nu prea drăguțe. Legat de viitor, nu vă văd să avansați în niciun fel. Adică, din punct de vedere, cel puțin în familia voastră, din punct de vedere financiar, lucrurile o să rămână ca acum. Și la nivel practic, nu numai financiar, însă la nivelul sentimentelor avem o mare problemă. De ce? Pentru că avem un 4 de cupe. Voi rămâneți în continuare concentrați pe legătura cu această persoană în loc să vă ocupați de familie. Voi rămâneți pe gânduri, rămâneți gândurați, vă gândiți cum să cuceriți această persoană imatură. Această persoană nu vrea să se lase și nici nu să se lase cucerită de voi. Depinde de voi dacă vă doriți să reveniți totuși cu gândul asupra familiei sau nu. Pentru că pe măsură ce voi întoarceți spatele în familie și această persoană vă întoarce spatele vouă și nu vă place și nici nu o să vă placă. Situația aici, sincer, cu această persoană, clar nu o să mai poată fi ca înainte, însă dacă vreți să faceți ceva cu familia, încă mai aveți șansa să o faceți, deși aici văd foarte multe persoane care nu vor fi dispuse să facă ceva în familie și pur și simplu își irosesc gândurile pe această persoană care nu e acolo pentru voi. Deci pentru persoanele care se știu într-o situație de trio, într-o situație în care speră la o altă persoană decât persoana lor, sincer, în punctul ăsta nu vă văd să reușiți ceva, vă văd luptându-vă cu morile de vânt, dar depinde doar de voi dacă vreți să încercați totuși sau nu. Dacă sunteți genul de persoană care în loc de, nu știu, o aventură, ați petrecut pur și simplu foarte mult timp la muncă și ați fost foarte preocupați de muncă și nu v-ați mai concentrat pe familie, din nou, încercați să vă schimbați focusul. De ce? Pentru că dacă nu faceți acest lucru, familia va fi cea care vă va întoarce spatele. Sau puteți fi dați afară de la locul de muncă și familia să se îndepărteze de voi. Deci, indiferent de ce situație ar fi în acest moment, voi ar fi bine să vă concentrați pe situația pe care voi o știți stabilă. Dacă voi nu vă concentrați pe acea situație, chiar dacă pentru un moment mai rămâneți în acea situație, dar pe termen lung se distruge. Depinde doar de voi aici, cel puțin pentru familie, pentru situația stabilă, pentru relația stabilă pe care o aveți, puteți face lucrurile să meargă. Pentru, să zicem, persoanele care au acordat mai multă atenție prietenilor decât familiei, din nou, atenție pe familie, pentru că prietenii vă vor lăsa la greu. E o etalare generală. Încerc să o fac pe înțelesul tuturor și să o adaptez. Bun. Aici, cel puțin, persoana care se uită la această etalare trebuie să depună mai multe eforturi pentru situația stabilă, indiferent care ar fi ea. Pentru varianta a doua,
Aici, sincer, vă văd, cel puțin în trecut, că ați plecat de la o situație ce vouă nu v-a părut prea drăguță și v-ați îmbarcat într-alta. Pentru unii este vorba de o mutare în străinătate, pentru alte persoane este vorba de mutare la un nou partener și ați plecat respectiv de la un vechi partener. Ideea este că această persoană la care voi ați ajuns în acest punct nu este ceea ce a apărut. Ați sesizat un pic cam târziu că această persoană este destul de viciată. Este o persoană care, din punct de vedere al sentimentelor, este destul de goală, să zic așa. Este o persoană care se laudă foarte mult, însă ca și substanță, ca și pași concreți, nu aveți nimic din partea acestei persoane. Voi ați intrat în această situație cu gândul la stabilitate, cu gândul la claritate, cu gândul de a avea o situație mai liniștită, mai fericită, care să vă împlinească și pe voi, însă nu a fost cazul. Pentru că în acest moment pe voi vă văd foarte îngrijorați, însă cealaltă persoană se simte foarte confortabil în poziția sa. Această persoană este foarte viciată, această persoană poate avea alte relații în paralel. Singur, sincer, cel mai ușor caz în această situație ar fi gen o persoană care doar doarme foarte mult și asta e un mic aspect toxic, pentru că vă lasă întotdeauna baltă și, să zicem așa, e cea mai ușoară chestie care se poate întâmpla, dar în rest nu văd lucruri prea drăguțe. În situația voastră, chiar dacă lucrurile stau așa și voi nu sunteți ok și sunteți foarte anxioși și vă faceți foarte multe griji și nu, pentru că pe voi vă văd că nu puteți dormi noaptea, nu puteți sta liniștiți, pe când această persoană n-are nicio treabă. Așa. Voi cred că sunteți și în prezent sau cel puțin încă mai aveți poze cu această persoană ca și cum totul ar fi frumos, pentru că avem din 5 cărți, da? Noi avem una, două, trei negative, una nu e tocmai, cel puțin în sensul în care mi-a căzut aici, nu e tocmai cea mai ok variantă, dar o singură carte din 5 cărți este, cum să zic, cu adevărat ok și asta este exact aparența. Deci nu vă recomand să rămâneți în această situație, sincer, pentru că ajungem și la viitor și am să vă zic, în legătură cu viitorul, văd în continuare această energie, cum că voi reușiți să vă arătați lumii că sunteți ok. Aici s-ar putea să existe o sărbătoare mai importantă în familie, destul de curând, sau care deja este planificată în mare parte. Dar discuții, argumente, cuvinte grele, bătălii între ghilimele. Bine, aici nu glumim, ar putea fi vorba și de situații în care există violență fizică, vor exista în continuare. Încercați să fiți în gardă, sunteți persoane puternice, dar dacă alegeți să rămâneți în această situație și să trageți de această situație, vă zic sincer, nimic nu se va rezolva în afară de faptul că se vor continua pozele pe rețelele de socializare în care păreți fericiți, dar nu o să fiți. O să fie întotdeauna o relație foarte dezechilibrată, în sensul în care vă certați ca să vă împăcați și vă împăcați ca să vă certați din nou. Nu văd să se rezolve ceva, nu văd să existe o liniștire a apelor. Dacă, să zicem, așteptați ca, nu știu, nașterea unui copil să vă aducă liniște în această relație, vă zic sincer, nu va face mare brânză. Adică, da, de aparență, în continuare, 2-3 zile o să fie ok, 3 luni o să fie groaznic. Depinde de voi dacă vreți să vă trăiți viața așa. Eu, sincer, v-aș recomanda să începeți să faceți pace cu gândul că trebuie să vă îndepărtați de această situație, pentru că știu că vă e greu, observ chestia asta, dar nu este o soluție să rămâneți într-o relație toxică și în care voi nu puteți sta deloc un pic liniștiți și în care nu aveți liniște în gânduri. Mai ales în punctul în care această persoană ajunge să fie violentă cu voi. Dar, din nou, fiecare face exact așa cum consideră.
Pentru o parte din voi, această persoană nu este violentă până nu pune gura pe băutură, iar la băutură nu renunță. Efectiv, din acest punct nu mai am ce să vă zic în afară de faptul că efectiv am spus tot ce am putut găsi în această etalare. Nu văd un motiv pentru care ar trebui să mai rămâneți în acest punct și doar vă faceți rău. Dar mai departe, ce faceți cu această situație? Este strict problema voastră. Eu vă zic cum văd cărțile, voi decideți mai departe. Pentru unii sunt etalări mai lungi, pentru alții mai scurte, este în funcție de cum se prezintă situația, pentru că, da, anumite persoane se supără pentru că unele etalări sunt mult mai scurte decât celelalte, dar uneori se întâmplă astfel încât să pot prelua mai multe detalii decât la o etalare, de aceea chiar dacă, să zicem, o etalare poate să fie de 10 minute, alta de 5. Încerc pe cât posibil să furnizez informații cât mai clare despre o anumită situație. În punctul în care etalarea este mai scurtă, eu văd mai puține posibilități de etalare. În punctul în care, să zicem, la prima variantă pot vedea 3 scenarii diferite, la varianta 2 eu văd un singur scenariu și acela este că persoana este foarte toxică și pentru foarte mult chiar violentă. N-am ce să mai scot de acolo. Ok. Și varianta 3. În această situație în care sunteți voi, sincer, văd că v-ați grăbit destul de mult. Voi n-ați avut foarte multe detalii despre situația în care vă băgați. Multe lucruri v-au fost ascunse. Persoana este foarte conștientă de toată situația în care s-a aflat. Există un motiv pentru care nu v-a spus prea multe lucruri. Persoana aceasta nu este valabilă emoțional, însă caută să pară foarte îndrăgostită. Poate veni cu anumite gesturi pe rețelele de social media, cu toate că nu are sentimentele acestea, dar ce să vă demonstreze că într-adevăr vă iubește. Vă poate trimite, nu știu, anumite statusuri de dragoste sau ceva de acest gen. Nu știu, poate. Ideea este că face gesturi mai mărețe decât sunt sentimentele sale. Și e ok să facă gesturi, dar nu în punctul în care să nu există sentimente și să existe doar gesturi. Ok. Pentru că această persoană caută să mă manipuleze prin intermediul acestora. Caută ca voi să credeți că această persoană este într-adevăr foarte îndrăgostită și cu gândul la voi mereu. Sincer vă zic, nu este o astfel de persoană. Nu este o persoană care se îndrăgostește. Nu este disponibilă emoțional. Această persoană, să zicem, își creează un alibi alături de voi, însă se mai poate vedea în secret cu alte persoane. Se poate comunica cel puțin. Dar nu este genul de persoană care să stea pur și simplu pe un partener și gata. Adică are nevoie foarte mult de validare din exterior. Însă această persoană, sincer aici vă zic, are niște interese în legătură cu voi. Voi în această situație, să zicem așa, ați intrat fără mari așteptări. Ați intrat într-o relație în care nu știați ce urma să aducă. Însă brusc a intervenit un moment în care lucrurile pentru voi au luat o întorsătură serioasă, însă voi v-ați gândit că lucrurile au evoluat așa rapid pentru că efectiv există sentimente atât de mari. Nu există sentimente atât de mari, există doar o dorință de a manipula. Începutul, cel puțin pentru mine, așa se prezintă. Deci începutul. Nu știu cine sunteți, nu știu situația voastră, dar eu vă zic sincer,
o persoană din voi este manipulatoare, știe că a forțat nota, știe că s-a mers un pic cam repede și s-a ajuns la anumite lucruri în această relație, niciunul dintre voi nu era pregătit. Bun. Aici este foarte probabil că această persoană, din dorința de a vă manipula, să vă îndepărteze de celelalte persoane, dar voi cumva sesizați că nu e vina persoanei de lângă voi, vă gândiți că este vina, nu știu, persoanelor din familie sau a prietenilor și ați fost forțați, dar nu, chestia este foarte serioasă, în sensul în care persoana de lângă voi, da, într-adevăr, chiar poate face chestiile astea. O vedeți ca un mielușel, credeți că aveți controlul situației, însă nu e chiar așa, pentru că voi vă gândiți că am îmblânzit leul, dar leul totuși este un animal sălbatic și face ce vrea, este regele junglei. Dacă vrea să stea cu minte, să pară cu minte sau să stea cu minte, stă, dar dacă nu, nu. Nu vă gândiți că ați reușit voi să îmblânziți această persoană sub nicio formă. Această persoană pur și simplu se comportă cu totul altfel în jurul dumneavoastră, cel puțin s-a purtat. Așa. Ideea este că voi începeți ușor, ușor să vă dați seama de anumite lucruri. Iar dacă nu ați început încă să vă dați seama, vor veni niște semne destul de curând, pentru că universul nu vă va lăsa să rămâneți în continuare atât de orbi. Chiar dacă ați decis voi să fiți până acum. Bun. Ideea este că universul vă aranja în așa fel încât voi să începeți să vă puneți niște întrebări în legătură cu această persoană. Mare atenție, mai ales dacă pentru voi această persoană are părul mai deschis la culoare. Două secunde să văd dacă văd ceva legat de ochi. Ochii verzi sau albaștri. Așa. Dar mare atenție la această persoană, pentru că nu o văd deloc ok. Această persoană poate încerca să vă prezinte lucrurile într-o manieră mult mai drăguță decât sunt de fapt și să fie foarte victimă a trecutului, a situațiilor, a părinților, a fratelui, a naiba știe ce, dar este o persoană destul de manipulatoare, v-am spus deja. Voi până nu decideți să fiți voi stăpâni pe voi, nu o să reușiți să faceți o decizie, asta vă zic clar, pentru că această persoană știe cum să vă întoarcă. Vă știe slăbiciunile, însă voi nu știți slăbiciunile acestei persoane, chiar dacă vă dă impresia că, vai, ce bine cunoașteți voi această persoană. Puneți-vă bine această întrebare, dacă într-adevăr știți sau nu slăbiciunile. Nu trebuie să faceți neapărat ceva, dar întrebați-vă pe voi. Bun. Această persoană poate avea legătură cu biserica. Nu neapărat preot. Poate avea pe cineva în familie sau... nu știu, o anumită legătură cu biserica sau poate să pretindă că e foarte religios sau lucruri de acest gen. Fiecare ia cum rezonează. Dar oricum nu mi-ase deloc ok această persoană sub nicio formă. Ca și răspuns la etalare, dacă veți reuși să faceți lucrurile să fie ca înainte, da, dacă vreți să vă duceți în continuare de nas de unii singuri, da, lucrurile vor fi ca înainte. Dacă vă așteptați ca, nu știu, lucrurile să fie drăguțe și persoana mai sinceră și lucruri de acest gen, e o persoană prea manipulatoare ca să poată să... se implice într-o relație mai sănătoasă și mai echilibrată. Nu cred acest lucru, sincer. Cam atât am avut și pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!